Nu găsește cauciuc. Conica de reclamație trebuie să fie la vedere, lângă casa vânzătorului, nu? Pentru ce? Ca să vă arăt la șefii dumneavoastră și la Oficiul de Protecție a Consumatorului. Eu n-am cumpărat ulei de 6 lei, n-am cumpărat bere de 100 de lei, n-am cumpărat smântână de 70 de lei. Dumneavoastră mi-ați luat 176 de lei. Pentru ce? Care sunt produsele pe care le-am cumpărat eu? Domnule, înțelegeți-mă corect. Eu vă vădem nicio problemă deoparte. Da. De ce? Aveți ceva de ascuns? Mă tin că m-ați furat. Poftim? Mă tin că m-ați furat. Ce am cumpărat eu de 176 de lei? Ascultați. Eu bere n-am luat. Dar dumneavoastră ați scris bere de 100 de lei. Ulei de 6 lei n-am luat. Am luat o sticlă de ulei de 29 de lei. Ascultați. Deci dumneavoastră mă păcăliți, nu? Ascultați, Eu vă bat tot deoparte. Da. Nu mai bat. Hai. Cum e 176? Hai. Dacă e adunat, dai probleme. Bun. Nu mă stăjeți. Stăm în cameră. Bun. Deci 176 de lei, pe ce am dat? Eu vă bat tot deoparte. Vă rog. Bine, măcar cântarul stă la vedere, dar casa e ascunsă, nu vede ce pățeam, ce și cum scrie acolo. Festivalul nu e în codurile dumneavoastră? Nu strângeți camera, vă rog. Deci dumneavoastră vindeți festival și nici măcar nu aveți așa cod. Nu, el este, că este băuturi, este beri, este vin, dar nu e rachiu, șampanie, divin, brand, lichior. Puneți măcar ce este. Nu, da, atunci ce ți trebuie? Măcar ceva. Dar nu bere, nu smântână, nu ulei de 6 lei. Bere n-am luat deloc, nu? Deci festivalul dumneavoastră costă 100 de lei? Domnul, eu n-am bătut, eu am putut suma, ce nu înțelege? Bun, hai să văd măcar acum ceva, ce... Ce scrie în bun? Ce o scrie în bun următor? Pe mine ca cetățean nu mă interesează decât contractul meu cu vânzătorul. Da, dar eu ce spun? Dați-mi conica de reclamații, să comunic cu patronul, cu șeful, nu? Eu de ce zivenă? De ce trebuie să plătesc pentru ce n-am cumpărat? Bun, îți vin să vorbesc mâine la 11 cu șeful dumneavoastră. Eu e că e Oscar și vă anunț pe... Bun, cum vă numesc? Nadia, mă numesc. Nadia. E de obicei la ora 11. Arașul. Strada București. Ne fură din ochi.